Salutare, dragi prieteni! S-au schimbat planurile, nu mai mergem la Poiana Mărului și Holbav. O să mergem astăzi până la Predeal, să luăm de acolo o echipă de sportiv sau ceva. Și mare surpriză! Abam! Prima zăpadă de anul ăsta! E totul alb, sper să prind ok pe autostradă. Hai, să pornim mașina. Dragi prieteni, iată că ne-am pus în mișcare. Am ieșit deja la șosea. Nu e zăpadă să te sperii, e mai mult apă. Problema este când ajungem încolo la munte, pe acolo probabil va fi zăpada mai mare. Cred că o să iau pe autostradă, că să merge mai baban și oricum e mai aproape de mine autostrada. Și probabil o să ne vedem la o cafea. O să mai meargă încă un coleg cu mine cu autocarul lui. Și o să fie forță. Iată că deja suntem pe autostradă. Ba 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 bam. Ne înțepăm chiar acum în banda 1. Mi s-ar spune, am oprit un pic, am verificat treaba aia. Știți că v-am mai povestit eu vouă cu cheddarul, că am schimbat cheddarul. Se pare că ăsta ne lasă și pe noi. Am băgat la viteză cam mică, dar m-a lăsat pentru că așa a vrut el să-mi acorde mie prioritate și mulțumesc că am dat un semnal de mulțumire cu avaria, știți voi, așa. Forță! Îmi place că totul este alb, șoseaua este ok, frânarea este eficientă. Cum ziceam, am verificat treaba aia cu cheddarul de la portbagaj, nu mai curge apă, e totul super. Super. Voi putea pune bagaje de acum încolo fără să mai am probleme. Se pare că încă ninge. Și chiar sunt curios cum va fi la munte. Așa că ne vedem la următoarea oprire la Etu. Bem o cafea. Pa 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 bam. Gata și oprirea de la Etu. Mergem înăuntru. Luăm un ciuț, o cafeluță, alea că avem gratuitate. Iată cum a înghețat mașina. Ha. Am dat în ea ca surdul tobe. Etu. Pizza și grill, o zeneu! Mamă, câtă zăpadă e pe autocar! Vedeți? Sau nu se vede? E fain că nu s-a murdărit rău, în cauza că e foarte, foarte udă și o să o murdară nu prea e. Mă duc înăuntru să-mi iau un ceai sau un suculeț. Hai, ne vedem după aia! Păi și ce facem, mă? Mai stăm sau mergem? Ia zi, Alexe, vină în coasă, zici o boabă aici la cameră, să te vadă oameni. Lume. Gata cu statul la vrăjeală, am plecat la treabă. Colegii mei sunt în față, eu mă țin după ei, că sunt cu autocar mai mic un pic. Și ei au vorbit la telefon cu beneficiarul, așa că ei vor fi primiți. Așa că, din păcate, astăzi adio plimbarea pe munte, dar avantajul ne întoarce mai repede la București. Cred că începe coada de la Nistorești. Gata, ne așezăm frumos la coadă. Și o luăm ușor. Am
luat de la Ed un ceai din ăsta de mentă. Cred că îl vedeți, nu? E forță. Vă recomand să opriți și voi la Ed-ul atunci când mergeți pe Valea Prahovei. Găsiți sandwich-uri foarte bune. Toaletele merg repede. Au de toate. Găsiți rovinetă. În special pentru autocare și pentru turiști e dedicat. Deja a început să se vadă peisajul de munte. Ia uitați. Ce ziceți, îl vedeți? E autentic, direct. Eu mă așteptam sincer să fie ceață, nu mă gândeam că o să fie așa cât de cât ok. Mamă, ce frumos se vede. Wow! Vă place? Și să înceapă distracția, distracția nebună. Am intrat pe Posada Serpentine. Să-i dăm bătaie. Ca la raliu. Vrum, vrum. Cât de frumos e peisajul. Pomii ăștia așa înghețați. Chiar nu mă așteptam sub nicio formă să fie așa zăpadă. Deci chiar ne-a luat prin surprindere. Dimineața când m-am trezit, chiar nu mă așteptam să fie zăpada asta așa la munte. Adică și la București era zăpadă așa, dar nu chiar așa. Deci chiar ne-a luat pe toți prin surprindere. Ia uite ce tare ninge. Ce ziceți? Era mișto pe pârtie să fie acum. Nu? Și în ciuda faptului că uite cât de puternic ninge și fulgii sunt destul de mari, nu se pune pe șosea. Sigur au dat ăștia cu sare sau cu ce trebuie ca să nu... Dar nici așa frig nu este. Înțelegi tu ce vreau să zic? Chiar că la Bușteni făceai, te dădeai cu păpârtie și aici faci plajă. Deci nu? Hai să închiși-o în spate acolo, vii? Care? YouTuber. Ia să vedem, e plin aici? Ce, bagă la tine? Mamă, nici n-am ajuns bine, ce prin por bagă. Asta e. Asta e. Dar nu cred că mai intre nimic. Sper să nu curgă apă cu ele. Forță, o luăm în apă spre București. Baftă și drum bun!